Salutare și bine te-am regăsit! După o pauză bine meritată de la tehnologie și de la device-urile inteligente, uite că revenim la ce-mi place mie mai mult, echipamentul smart. Mai exact, astăzi îți povestesc despre boxa inteligentă a celor de la Apple, cu aferentele costuri de producție. Rămânem apoi în același registru și abordăm subiectul căștilor AirPods, fără fir și totuși mai scumpe. Înainte să încep, îți reamintesc că ne-ar fi de folos dacă ne-ai dat și nouă un like, un share și un subscribe la canalul nostru de YouTube. Hai să vedem cum stă treaba astăzi! După aproape 9 luni de la prima confirmare oficială, Apple a lansat pe 9 februarie 2018 mult așteptata tehnologie Apple HomePod, anunțată în premieră în cadrul conferinței WWDC 2017, desfășurată în luna iunie a aceluiași an. Prima boxă inteligentă marca Apple a ajuns în sfârșit pe mâna audiofililor. S-au bucurat în special fanclubul Apple, ai cărui membri au sărit cu entuziasm să laude noua jucărie. Creația designerilor și a inginerilor din Cupertino are un preț de $350, în timp ce Google Home și Amazon Echo, concurenții săi direcți, costă între $50 și $100. Nimic nou pentru Apple să jupoaie hipsteri și snobii, pentru că marca fondată de Steve Jobs este oricum o religie, nu o afacere, pentru milioanele sale de adepți. Așadar, boxa inteligentă, în primul rând, nu este chiar atât de inteligentă pe cât te-ai aștepta. Ea este ghidată de creierul ei, chipul A8 împrumutat de la iPhone 6. Sistemul mai folosește un woofer creat special și care oferă, printre altele, un sistem multi-channel de eliminare a ecoului, la pachet cu opțiunea modelării acustice în timp real. Cutiuța muzicală, cu alte cuvinte, se laudă că poate adapta sunetul în funcție de poziția în care este așezată, de forma și de dimensiunea camerei, ca să ofere cel mai bun sunet. Dar vai, unde am mai auzit noi această frază aproape golită de sens? Nu asta spune firma Apple despre toate produsele sale? Nu sunt acestea două întrebări retorice urmate de o a treia? La capitolul sunet, majoritatea audiofililor și consumatorilor de bași mulți consideră că boxa se descurcă excelent. Am văzut pe internet tot soiul de teste de anduranță. De la microfoane specializate, medii izolate fonic și așa mai departe, boxa le-a făcut față tuturor cu brio. Mulți spun că, în comparație cu mai accesibilii săi concurenți direct produși de Google și Amazon, HomePod se descurcă cel mai bine. Însă, la capitolul inteligență, Siri mai are multe de învățat. Este receptivă, te aude chiar și atunci când muzica este tare. Spre deosebire de iPhone, Siri din boxă suferă de infidelitate. În loc să asculte comenzile vocale date de stăpânul său, ea execută orice poruncă dată de oricine. Deci la un party, prietenul tău manelist ar putea să-ți taie solo-ul de pe Blaze of Glory și să o dea pe guță înainte să se prindă cineva. Capac peste toate, în România, Siri știe cel mult să spună care e vremea, să-ți sune un prieten și să execute câteva comenzi minimale. Dar să trecem la cifre, că doar asta ne interesează de fapt, nu? Boxa inteligentă a celor de la Apple costă semnificativ mai mult decât dispozitivele concurente. Dar cică există o explicație, vorba lui Leana de la Vacanța Mare. La Apple construcția costă mai mult și na, logic, nu? Tot experții de la IHS, cei care ne aduc mereu cele mai bune estimări de preț, după o analiză completă a boxei, au ajuns la concluzia că Apple plătește $216 ca să producă fiecare unitate. Facem aritmetica și stabilim că o unitate vândută generează pentru gigantul din Cupertino un profit de $133 sau o marjă de profit de 38%. Înainte să strigi speculă și să dai vina pe lăcomia acționarilor Apple, aș vrea să reții că marjele de profit sunt mult mai mici la Apple decât la Amazon Echo și Google Home. Producătorii lor își trag 66% respectiv 56% din vânzările pe unitate. Cine hrăpăreți acum? Evident toți! Experții de la IHS Market estimează că Apple cheltuie $58 pentru echipamentele audio cu care este dotată boxa, inclusiv pentru tweetere și pe microfoane. Alți $60 mai merg pe componentele mici, cum ar fi luminile ce-i dau viață lui Siri, dar și pe alte componente mărunte. Procesorul care alimentează dispozitivul costă și el $25,5, iar pentru testare și asamblare Apple mai plătește alți $17,5. Prin comparație, Apple Watch din 2015 era vândut tot cu $349, iar producția și asamblarea costau $84. Totuși, fiind primul model, mulți ar considera normal ca boxa Apple să aibă costuri de producție ceva mai ridicate. Însă, dacă va reuși să convingă publicul și dacă se va vinde în număr mare, costurile vor scădea simțitor. Bine, dacă se rezolvă problema cu urmele pe care le lasă boxa pe mobila clienților, sau de asta nu v-am zis,
Există, dar ce mai contează niște urme când ai așa frumusețe de boxă pe care să asculți vremea sau muzică de pe Apple Music? Oricum Spotify sau alte asemenea opțiuni nu ți se oferă. A, și încă ceva. Dacă te hotărăști să-ți cumperi boxa inteligentă a celor de la Apple, ai mare grijă cum o mânuiești și asigură-te că nu-ți varsă nimeni bere în ea la party. Reparația costă $280 dacă nu ai asigurare. Mare grijă! Dar gata cu boxa inteligentă, să trecem la capitolul 2. Căștile inteligente. Lansate în 2016 odată cu iPhone 7, căștile fără fir de la Apple au fost mult timp ținta glumelor, de altfel pertinente. Unii l-au cumpărat cu capetele periuțelor de dinți electrice, alții și-au tăiat firul de la vechiul model de căști în speranța unui upgrade. În fine, apogeul poantelor a fost atins atunci când a apărut o parodie de reclamă pentru un fictiv accesoriu ce îți permitea să legi la gât căștile Apple fără fir, iar accesoriul era evident un fir. În fine, găselnița companiei Apple a avut succes. Să fie asta din cauza faptului că de la iPhone 7 încoace telefoanele inteligente de la Apple nu mai prezintă mufă jack? Posibil, doar posibil. Lăsând gluma la o parte, eu dețin o astfel de pereche și sunt chiar mulțumit. Surprinzător este că nu mi-au căzut niciodată din urechi și mi se par chiar mai stabile decât cele clasice. Dacă reușești să treci de aspectul oarecum dubios și de prețul cam piperat de $159, AirPods sunt chiar o idee bună. Dar hai să vedem cât îi costă pe cei de la Apple să producă o pereche. Conform publicației Business Insider, producătorii din Cupertino cheltuie $224,89 ca să facă un iPhone pe care îl vând la liber cu $649, ceea ce înseamnă o marjă de profit de aproximativ 35%. Având în vedere că de regulă companiile își mențin marja de profit constantă de la un produs la altul, după un calcul rapid, ajungem la concluzia că o pereche de AirPods costă ca să fie produsă aproximativ $55,65. De banii ăștia nici măcar o cască de schimb nu-ți cumperi, dacă ai pierdut un AirPod. Ai mare grijă cum le mânuiești, înlocuirea uneia costă $69. Ei, și uite că am mai terminat o ediție, ne vedem data viitoare!